salutare, eu sunt Gixi și bine ați revenit într-un nou videoclip de Minecraft Bedwars, cum o facem noi mereu. Și ales, fraților, să vedem ce reușim să facem în acest episod. De data asta o să ne jucăm pe o mapă pe care, sincer, eu nu prea o știm, se numește Aetius. Chiar sunt curios, sunt insulele foarte depărtate între ele și chiar asta mă bucură. Aparent acolo avem diamantele, acolo avem insula lui Red, cred, și toate insulele alea. Nu uitați să lăsați acolo un like, să vă abonați și să activați clopoțelul, foarte necesar pentru a ști când postez. O să luăm o sabie, o să luăm niște ul, dar trebuie să ne cumpărăm niște clay și niște lemn. O să punem lemn din prima așa, pentru că eu așa fac, o să punem niște clay de cari să mă iei. Ok, foarte frumos. Nu o să mi ajungă pentru asta de sus, dar o să pun ul. Suntem aparent echipa grei. De care să mă iei? Aha, da. S-a încercat o glumă. Și sincer, n-am mai jucat de ultima dată când am postat eu, adică cam de o lună. Și nu-mi vine să cred că a trecut o lună, sincer. Foarte repede a trecut acest octombrie de toamnă, mixt de vară, cum ar veni. Acum suntem în noiembrie și cei de la Hypixel au adăugat lobby-ul de iarnă. Și, nu știu, mi se pare ciudat pentru că la noi în România avem practic vremea de, nu știu, avem o combinație de toamnă spre iarnă, așa, da, tentativ, adică nu se știe deocamdată. Hai să mă uit un pic să nu... Vine careva? Nu, nu. Oricum nu prea pot să văd că sunt foarte, foarte la distanță. Văd că Red a eliminat pe Blue. A spart patul lui Blue. Ok, pe aici nu merge? Mama mea. Foarte prost. Încerc să-i spar patul lui Red dacă tot, dar nu prea am ul. Nu mi-ajunge ulul, așa că mă duc să-mi iau ul. Oh, mi-am dropat sabia. Wow, superb. O să-mi iau niște ul și o să încerc să mă duc pe patul lui Red. Nu știu dacă o să-mi iasă, dacă o să-mi iasă este foarte bine. O să pun, sincer, pe sabie ca să dea mai mult damage și o să-mi iau câteva blocuri. Ok, foarte frumos. A revenit Red acolo? Pă, sincer, nu-l văd, așa că profit de ocazia asta, că nu este pe terenul lui, cum s-ar zice, și mă duc să-i sparg pătuțul. Hai să ne uităm să nu vină careva, nu vine. Pink este băiat bun, cum s-ar zice, deocamdată. O să facem așa. Sincer, nu cred că mai e foarte mare distanță. Nu, nu, nu. Sper că are doar ul, că dacă n-are ul și are, de exemplu, cum am eu, lemn, o să fie cam greuț de spart patul lui. Stau cu shift-ul. Ah, aparent a avut doar ul. Ok. Am spart patul acum. Trebuie să avem mare grijă pentru că playerii ăștia sunt foarte răzbunători, înțelegi? Și dacă le-am spart patul, dacă i-am spart patul lui Red, el automat o să se răzbune pe mine, pentru că așa este aici, efectiv este legea junglei. Ok, o să-mi pun pe armură, protecție 1, o să punem, de fapt o să iau o armură de gold, foarte bine, mai îmi iau cât ceva wool și sincer să zic că... Nu știu, m-aș mai duce pe Pink, că văd că nu e nimeni la patul lui și... A, că sunt în void, nu pot să mă duc spre el. Că m-ar vedea. Pur și simplu, stau aici pitit să văd ce face. Mă uit și la Red în cazul în care vine să mă uit să fiu atent. Nu știu exact ce voi face. L-aș lua prin surprindere, dar... Na, nu știu. Mă vede? A, salut, te pup. Dar hai că te iau pe tine prin surprindere, my friend-o. A, face și el astea așa. N-o fac și eu. Dar nașpa că n-am un fireball sau un TNT. A, du-te mă. Închis, da mătii, băi. O să iau un fireball. Cel puțin o să încerc să iau. Te-am pupat pe ghiozdănel. Așa am oarecum o șansă mai mare să îi destrug patul, dar deja s-a respawnat, deci nu prea pică înțelegerea.
noastră. De ce ai făcut așa de sus, nu știu. Te pop. Nu știu ce se întâmplă, dar ți-am distrus patul, te aștept la cotitură să-ți dau un cap în gură. Te pup, din nou. Mă bate, cred. Da, m-a bătut. Eram low după bătălia anterioară, dar asta este, văd că Red vine. Sper că nu la mine, deși am spart patul. Aie. Ar trebui să punem și glass, dar na, nu știu ce să zic. Cheltuim destul de mult iron, dar hai totuși să ne protejăm, că dacă pune cineva un TNT, o să-mi protejeze foarte tare acest glass. Sincer, glass-ul este foarte, foarte bun, mai ales în de... dar stai așa un pic, că acum am observat că ceilalți doi au rămas efectiv ceilalți doi fără pat și sunt doar eu cu pat, așa că... Uite, echipa Red a fost eliminată, așa că mă duc să termin meciul. Nu mai are sens să mai pun în pat, zic și eu. Nu știu unde este Pink. Uite că îl văd acolo în stânga. S-a dus pe fosta insula lui White. Și că mi se pare destul... Am luat cam full damage. Și am crezut că și-a luat mare poțiune de invizibilitate. Uite, iau și eu un Fireball, un Golden Apple și cam atât, zic și eu. Uite, hai să ne întâlnim cu el în mijloc. Sper să nu mă arunce, sper să n-aibă un Fireball, că dacă are, este foarte nașpa pentru mine, sincer să fiu. Hai să tragem cu ochiul. Ok, văd că vine spre mine. Mă rog, era aproape de mine. Nu știu dacă vine neapărat spre mine. Ok, te pup. Stai să mănânc și eu, să pap Golden Apple-ul acesta. Să mă duc pe el, frate. Îmi cerc norocul. Te pup. Sincer, e singura ta șansă să mai scapi. Bine, foarte bine, bă, băiatule. Primul meci după o lună, eu zic că este perfect, sincer să zic. Cea mai bună revenire, cum s-ar zice. Mai băgăm un meci pentru că a fost foarte scurt, adică 7 minute sau 6, depinde cât iese la montaj. Sincer să zic, e cam puțin. Acum nu sunt sigur dacă îl câștig și pe acesta, dar dacă nu îl câștig, aia este, jucăm pe mapa Meso. Sincer să zic, cred că este o mapă nouă, uite, în junglă, chiar este foarte mișto, sincer să fiu. O să facem aceeași tactică, o să punem lemn pe pat, clay și wool și o să punem și glass de data asta din prima. Noi am avut un dezavantaj pentru că am plecat fără glass, înțelegi? Putea oricine să-mi distrugă patul și să pună un TNT. Am cumpărat ceva glass, o bucăți, nu știu dacă mi-ajunge, dar în fine am uitat să cumpăr lemn. Eu asta vreau să cumpăr lemn, nu vreau neapărat să pun glass de pe acum, dar aia e. Ok, foarte frumos. Aparent această hartă este o combinație dintr-o hartă mai veche, pentru că a existat o hartă mai veche, tot așa, în junglă, în templu de ăsta. Și este foarte mișto, sincer să fiu, și harta aceasta. M-aș fi bucurat, sincer să fiu, dacă ar fi adăugat cei de la Hypixel ca pe Skywars hărțile alea OG, frate, de Bedwars. Dar dacă nu s-au gândit, aia este, până la urmă, nu toate lucrurile pot fi pe placul nostru și trebuie să ne obișnuim, pentru că suntem oameni diferiți și ne plac. What? Mamă, ce m-am speriat, nenorocit mic. Vai de capul meu, mi-am luat armură de chain. Stai să-mi iau un Golden Apple, că precis mai vine nenorocitul ăsta. Ok, aparent a îndrăznit să vină la regele Jixi, așa că nu știu ce o să fac, o să încerc să le elimin eu din prima. Adică dacă tu nu te duci pe o echipă, vine ea la tine. Practic aici este, cum am zis, legea junglei. A pus Endstone, frate. Dar ești cam adormit, tipule, nu știu ce este cu tine. Dar uite că ai scăpat un locșor și ți-am spart patul. Amândoi vă că dăm, dar mai mult nimeresc eu. Te pup. Te-am pupat. M-ai lăsat cu două inimioare, ai fost foarte aproape, dar da.
Mă duc neapărat la mine acasică că sunt cam lău și vreau să completez la pat, adică despre ce vorbim. Opa, acolo îl avem pe Aqua, tovarăși cu noi. Trebuie să fiu mai protejat decât Aqua, deci el practic are deja protecții. Trebuie să-mi iau și protecții neapărat, o să-mi iau o armură mai bună, dar îmi mai trebuie un gold, frate. Gold, te rog, frate meu, dă-mi și mie, dropează-mi și mie, te rog. 3, 2, 1 și mulțumesc foarte mult, vă pup, să mai iau glass ca să completez, mai am o grămadă, am cumpărat foarte frumos, 24, nu știu dacă mai ajunge neapărat, dar chiar vă sfătuiesc, frate, să puneți glass pe patul vostru, pe bedurs, mamă, am pus una greșit și m-a costat, frate. Mai trebuie să mai iau câteva, cred că vreo 8 bucăți mi-ajung, sincer să fiu. Chiar apreciez, frate, că vă place seria asta și chiar, sincer să fiu cu voi, și mie îmi place seria asta de Bedwars. Chiar îmi place mult mai mult decât cea de Skywars, să fiu sincer, pentru că Skywars-ul a rămas la fel și Bedwars-ul a rămas la fel, dar parcă este altă chestie, parcă este, nu știu, e... Te entuziasmezi, frate, când te joci și Bedwars, cel puțin așa sunt eu, unul a căzut în voi de la Pink. Sincer, nu știu, aș vrea să câștig și meciul acesta, dar depinde de mine să nu mă grăbesc ca iurea sau să fac vreo greșeală care să mă coste, înțelegi? Asta este foarte important, să nu te grăbești, pentru că, sincer să fiu, eu nu prea mă grăbesc în general și nu-mi place graba și mai ales când aud că cineva mă grăbește... Mă înfurie foarte tare pentru că nu-mi place, frate, nu-mi place grăbeala și când văd pe cineva că se grăbește fără rost, mă iau de el, înțelegi? Adică când este benefic să te grăbești, da, sunt de acord cu tine. Când, de exemplu, ai întârziat la colegiu, la facultate, la școală, oriunde, dar dacă ești în timp și ai toate pregătite, n-ai de ce să, sincer să zic, să te grăbești. Asta e părerea mea. Acum fiecare suntem diferiți, sper că a plecat Aqua ca să pot să... uite-l acolo, stai că stau pe shift. Sper că nu vine la mine. Ca să mă duc eu la el. Ok, nu. Îl cheamă Notch Apple, deci... Atenție că este prieten cu creatorul Minecraft-ului. Foarte frumos, o să încerc să mă duc pe el pentru că mi-am luat în acop că am văzut că are Endstone, înțelegi? Și na, încerc să mă duc pe el. Mai avem foarte puțin. Hai că încerc să mă duc pe el. Mai e acolo? Nu știu. Dar îi sparg patul, frate. Îmi pare rău de tine, dar... Ăsta este Bedwars-ul. Ăsta este Bedwars-ul, frate. V-am spus, pentru că nu ai cum. Hai încă un diamant în 7 secunde ca să-mi pun protecție, frate. Oh, dar uite că trebuie să mă duc la celălalt generator, frate. Chiar mi-ar trebui mai multe diamante, pentru că nu prea am deloc, sincer să fiu. Și o să-mi pun pe armura, pentru că armura contează bine și sabia contează, să fiu sincer, dar... Armura, dacă nu ești protejat, nu reziști. Și este foarte, foarte logic. Ok, mai cumpărăm niște wool ca să avem... Aqua a fost eliminat, a mai rămas încă două echipe în afară de persoana mea, care mă intitulez ca Jixi. Mergem să luăm niște diamante și de aici, să sperăm că nu a luat nimeni diamantele acestea. Sincer, nu mai înțeleg nimic din vremea aceasta, pentru că avem o vreme foarte ciudată și nu doar vremea este ciudată și oamenii sunt foarte ciudați, așa că da... L-am văzut pe Red mai devreme că era acolo, așa că nu știu ce o să fac. O să încerc să mă duc la el, sincer. Cam asta aș putea să fac. Dar înainte de asta trebuie să pun pe sabie și după aia să mai iau încă un diamant ca să am protecție 2 măcar. Ca să fiu cât de cât protejat, ca să pot rezista bătăliilor, cum s-ar zice. Cumva dacă mai am un diamant, da, nu cred că mai am un diamant pentru că n-am fost niciodată la diamante decât în momentul acesta. Am spart două paturi, parcă, da? Și dacă îmi iese pasețea cu red... Oh, ia uite-l pe white, domnul white. Te pup, domnul white. Vrei cumva să încerci ceva?
Eu zic să stai cu minte acolo că noi n-avem vreun conflict, dar dacă vrei să apară imediat. Adică conflictele chiar apar foarte repede. Mai greu este să le eviți. Și nu toți oamenii vor să evite conflictele chiar. Ba chiar unii preferă să existe conflicte, înțelegi? Dar hai să evoluăm târnăcoapele astea, că în cazul în care, nu știu, dau de un jucător care are obsidian, să pot sparge patul. Ok, văd că vrea să vină la mine sau nu știu ce vrea să facă, sincer. Nici nu știu să mă duc la red, că e mai aproape, sau la white, că practic amândoi sunt aproape de mine. Vreau sincer să zic că mă duc la red, că ar fi mult mai rezistent, pentru că am văzut că white n-are efectiv nimic pe el, gen, n-are armură, n-are nimic, ori vrea să atragă atenția. I don't know, but we're gonna find out. Ok, l-am văzut pe red acolo, o să fac un pod, sper că n-o să mă vadă, dacă o să mă vadă, aia e. Dar mă duc la red, probabil el o să se ducă la white, dar eu o să mă duc la el, gen. Practic facem ceva reciproc. Deci în fiecare pe o insulă. Ok, foarte frumos, era să cad. Dacă nu eram atent, puteam să cad într-o găurică. Okay. Ce, exact ce v-am zis. Vezi, băi, înțelept sunt, pentru că eram sigur că are obsidian, sincer să fiu. Eu nu m-am dus niciodată în mijloc și de asta. Am știut, băi, eu, efectiv, am o intuiție foarte bună. Uite, aparent... Red a spart patul lui White, deci este foarte bine, doar eu am pat, deci it's very, very good. Mă întorc repejor la insula mea, el cred că este full diamond, din păcate, așa că da. O să încerc, nu știu, să mai impună armură, nu știu câte diamante am, 4. Cred că pot să-mi fac armură, sau câte? 8. Trebuie să mai iau de aici încă 4 bucăți și o să pot face armură. Ok, avem perfect 8, mai iau un diamant și o să ne facem protecție 3 pe armură. Băi, o să fim prea forță, sincer să fiu. Pentru că asta contează, frate, să fii protejat. Nu știu unde să mai pun acest... Uite, îl pun aici. Mai aveam un diamant și așa n-aveam ce să fac, pentru că s-ar putea să fie GG acest meciuleanu, cum s-ar spune. Ok, nu știu, poate am ratat eu o bucată. L-am văzut că s-a dus în centru, acum... Nu știu, sper să n-aibă porcării dintr-alea cu poțiuni sau, cum se zice, mă, nu-mi vine cuvântul. Să nu aibă fireball sau TNT-uri sau nu știu ce. Oare aceste 5 blocuri îmi ajung? Eu cred că da. Da, fix la fix. Nici nu știu unde este, eventual. Habar n-am. Unde ești, tipule? Mi-ai lăsat emeraldele, dar pe tine nu te găsesc în tot cartierul ăsta. Cred că s-o fi dus la mine, sincer să fiu. Dap, s-a dus la mine să-mi spargă pătuțul. Ha ha! These nuts! Got him! Ai luat țeapă, că practic eu am... Ba, n-am luat țeapă. N-am luat țeapă, băiatul meu. Dar oricum este GG, pentru că el a încercat să-mi spargă patul și a încercat să dea cu TNT-ul și nu s-a spart nimic. A trebuit să spargă manual. Fraților, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Sincer să fiu, aceste două win-uri au fost foarte, foarte mișto, sincer să fiu. Dacă apreciați seria de Bad Doors, nu uitați de like, subscribe, activarea clopoțelul pentru a ști când postez și share la prietenii voștri să afle că a postat Jixi după un catalion de ani. Papa!